Dumnezeu este Cel care ne-a învățat să zâmbim. Lumea, cu problemele ei, ne-a învățat să fim îngrijorați, neliniștiți, temători. Când a venit în casa Lui, Dumnezeu ne-a învățat de asemenea că ne va purta de grijă. Și ne-a învățat să aruncăm asupra Lui toate îngrijorările noastre, căci El este Cel care îngrijește de noi. Un moment deosebit al acestei grijă este momentul în care Dumnezeu a devenit Emanuel. Este un unicat. Am folosit cuvântul experiment. Nu știu dacă este cel mai bun cuvânt. Încerc să-l evit și să găsesc altul. Dar, până la urmă, este o situație unică în care Dumnezeu se apropie de noi, se face una cu noi, pentru ca să aducă neprihănirea lui Dumnezeu, să o aducă unde? În natura noastră. Lucrul este atât de uluitor, de colosal, încât în dimineața asta aș vrea să stăm puțin să vedem dacă pricepem. Dacă înțelegem. Evident, de la bun început vreau să vă spun că eu sunt un nepriceput. Eu de la bun început vreau să vă spun că nu pricep. Dar aș vrea totuși să merg pe ideea aceasta pentru a declanșa în viața mea reacția de uluire în fața măreției lui Dumnezeu. Și poate că avem nevoie toți de acest moment de extraordinar. Pentru că numai dacă lucrul acesta se întâmplă în mintea mea și în mintea ta, numai atunci ne vom putea închina lui Dumnezeu, datorită faptului că vom înțelege că dialogul între om și Dumnezeu, ca singură posibilitate, dialogul acesta este prin închinare. Un om nu se poate închina înaintea lui, iertați-mă, un om nu poate dialoga cu Dumnezeu altfel decât prin închinare. De ce? Noi avem impresia uneori că lucrurile sunt mai simple. Îl surprindem pe Petru în momentul în care se cufundă în apă, în valurile mării și strigă înaintea lui Dumnezeu: Doamne, scapă-mă! Domnul Iisus Hristos îi întinde mâna și îl scoate și înțelegem din acest episod că e mult mai simplu, e suficient să zici două vorbe și Dumnezeu, iertați-mi din nou nepriceperea, e obligat să răspundă. Haideți să dăm voie minții noastre la un moment de uimire. Poate că pentru dumneavoastră exercițiul acesta nu va conduce acolo, dar vreau să vă spun, pe mine m-a condus și mă conduce acolo. Știți ce este un domino, da? Toată lumea a văzut un domino. Este jocul acela cu plăcuțe de lemn de, eu știu, 3 cm pe 1,5 cm. Da. Dar efectul domino, știți despre ce este vorba? Așezați plăcuțele acestea una lângă alta, în picioare, deci nu culcate, în picioare, și veți avea 40-50 de plăcuțe de felul acesta. În picioare toate. Și apoi atingeți prima plăcuță.
care cade pe a doua, care cade pe a treia, pe a patra, tu atingi o singură plăcuță și rezultatul este că în câteva secunde atingerea ta se transmite prin cele 50 sau câte sunt de plăcuțe la rândul lor. Și toate vor cădea. Se numește efect cauze, se numește, eu știu, proces. Cauză-efect. Eu am implementat o cauză și pe urmă efectul se transmite din aproape în aproape la toate plăcuțele care sunt acolo. Noi trăim într-o astfel de lume. Trăim într-o lume de raport. Se raportează prin efectul sau prin relația cauză-efect. Valentine, tu al cui ești? Al lui Sandu. Și Sandu al cui e? Al lui Toma. Și Toma al cui e? Al lui Simeon. Și Simeon... Nu mai știu. Al lui Adam. Că ajungi la Adam, da. Dominoul se duce până la Adam. Da? Și Adam al cui e? Adică pe Adam cine l-a făcut? Dumnezeu. Și pe Dumnezeu? Nimeni. Fraților, efectul domino ne păstrează pe noi într-o zonă extrem de limitată. În zona în care toate lucrurile au o cauză. Zona în care toate lucrurile au o cauză. Sau în zona unde toți am fost făcuți de cineva. Problema dominoului este că, într-adevăr, când atingi prima plăcuță, prima plăcuță se sprijină pe a doua, a doua pe a treia și așa mai departe. Dar tot se ajunge la un moment dat, oricâte plăcuțe ai avea, poți să ai mii de plăcuțe. Până la urmă tot ajungi la un moment dat la ultima plăcuță. Asta e ideea. Asta e ideea sub întrebarea pe Dumnezeu cine l-a creat. Adică după ultima plăcuță ce e? După ultima plăcuță, ce e? Bun, unii spun, e nimic. Varianta 1, e nimic. Varianta 2, după ultima plăcuță, începe totul. Care din... Mai există vreo altă variantă? Să existe din veșnicie. Ăla-i totul. Ăla-i totul. Despre asta vorbim. Mai există vreo altă variantă? Haideți să ne ocupăm puțin de prima variantă. Nimicul. Ce-i nimicul? Da. Nimicul este ceva unde nu există lumină. Corect? Nu există sunet, nu există temperatură, nu există materie, nu există spațiu, nu există timp. Și dacă nu există spațiu, energie, timp, atunci ce e? Deci nimicul e nimic. Vă rog să observați cum nimicul se anulează pe sine. Nimicul nu e o existență. Noi tare mult lucrăm cu nimicul ca și cum ar fi o existență, dar nimicul nu e o existență. Nimicul este o inexistență. Adică, vreau să vă întreb, universul e gol sau e plin? Știți, noi îl vedem așa, ca fiind
Aici o plan, o galaxie, dincolo altă galaxie, dincolo altă galaxie. Între galaxia 1, galaxia 2, galaxia 3, ce este între ele? Spațiu. Spațiu. Dar cum zicem noi? Ce e între ele? Nu zicem nimic. Dar în realitate nu e nimic, pentru că așa cum a spus dumneavoastră, este spațiu. Și dacă este spațiu, înseamnă că este energie. Și dacă înseamnă că este energie, înseamnă că este timp. Înseamnă că există existență. Isaia spune, auzi, cum e cu legăturile găinușei? Știți ce e găinușa? Găinușa este o formație stelară pe care noi o vedem noaptea pe cer și aia e găinușa. Și Isaia spune, ia spune-mi tu mie, cum e cu legăturile, în așa fel încât stelele respective își păstrează forma. Forma, distanța între ele. Cine le-a legat în așa fel încât ele nu se depărtează, în așa fel încât să își modifice forma lor, ci ele rămân la fel. De câți ani? Da? Același text spune mai departe, dar cu frânghiile Orionului, știi cum e? Adică ce înseamnă asta? Adică, știți, sunt acele entități materiale pe care le numim planete și așa mai departe, dar cine le păstrează în circuitul lor în așa fel încât ele nu se apropie una de cealaltă ca să intră în coliziune. Ele nu se depărtează unele de celelalte în așa fel încât universul să... Vă dați seama ce înseamnă dacă ele s-ar depărta unele de altele? Rezultatul Big Bang-ului este faptul că universul se depărtează mereu de un centru fix. Dacă se depărtează mereu, ce se întâmplă? Cineva spune, se mărește, în realitate moare. Pentru că se răcește. Și când vorbim despre extensia sau mărirea universului, vorbim de fapt despre moartea universului. Toate calculele noastre nu ne promit viața, din nefericire. Toate calculele noastre ne promit moartea. Dragii mei, e tare frumos. Zbaterea noastră sau priceperea noastră funcționează într-o anumită limitare, în limitele dominoului nostru. Știți, mergem înapoi până la ultima piesă. Însă cel mai frumos lucru este acolo, la ultima piesă. Pentru că ultima piesă întâlnește ceva ce poate să fie nimic sau poate să fie o altă natură, o altă existență. Și această existență este Dumnezeu. Cum poți să sari tu din nimic la ceva? Evoluția asta spune. Noi ne-am dezvoltat prin noi înșine. Noi am sărit din nimic la ceva. Mă întorc. Dar nimicul ce e? Nimic. Că dacă nimicul ar fi o existență, aș înțelege că poate cineva ar sări de acolo la ceva. Dar nimicul este inexistență. Nimicul se anulează pe sine. Nu e. N-are ce să sară. N-are ce să facă tranziția. Nu se poate. Și atunci rămâne cealaltă ipostază sau ipoteză. Dincolo de ultima piesă e marele Eu sunt. Tot. Marele tot. Da.
Zice în altă parte, pământul este așternutul picioarelor mele, iar cerurile scaunul meu de domnie. Vreau să vă întreb, e Dumnezeu cuprins în acest univers despre care vorbim sau este Dumnezeu în afara acestui univers, mai mare ca universul? E mai mare. Că dacă este mai mare, înseamnă că universul ăsta nici nu e închis. Înțelegeți? Universul ăsta este deschis. Și dacă este deschis, înseamnă că Dumnezeu este acela care conduce universul în dezvoltarea sa existențială. Oh. Auziți textul care spune, Dumnezeu le cheamă pe toate pe nume și așa de mare e puterea lui că niciuna nu lipsește. Și când vorbește de cele pe care le cheamă pe nume, se referă la ce? La stele, planete, Doamne. Universul care mă depășește e absolut în toată viziunea mea. Universul acesta nu-l poate cuprinde pe cel ce este dincolo de univers. Pentru că universul acesta este în zona dominoului nostru, pentru că și el este creat la rândul său. Este ca un domino care are o cauză primară. Înțelegeți? Dumnezeu este dincolo, unde nu există cauze. Dumnezeu nu cunoaște o altă cauză pentru existența sa. El este din cauza asta când bate la ușa minții omenești din rugul acela aprins, îi spune lui Moise, eu sunt cel ce sunt. Ce e aia, Doamne? Mi-am notat și eu. Soarele este o stea de dimensiunea a 2 ori 10 la 27. Ce înseamnă asta? 2 cu 27 de zerouri după. Pricepeți? Înțelegeți? Nu înțelegeți? Eu nu pricep nimic. E clar. Deci, intru într-o zonă în care scriu pe hârtie lucruri care nu le pricep. Da, da, le scriu. 27 de zerouri. Deci, 2 ori 10 la 27 tone de hidrogen fierbinte, care se află într-o permanentă reacție de fuziune termonucleară. Din nou, înțelegeți? Vă felicit pentru că dumneavoastră înțelegeți. În fiecare secundă, țineți, chestia asta vreau să o rețineți. În fiecare secundă, 685 de milioane de tone de materie, rețineți, 685 de milioane de tone de materie se descompun. Pentru ca să asigure lumină pentru sistemul nostru solar și energie, evident. 600, mai țineți minte? 685 de milioane de tone de materie. Și acum, ca să aibă sens, bomba de la Hiroshima, știți din ce cantitate de materie a fost produsă? Un gram de plutoniu. Despre ce vorbim? Despre ce vorbim?
Despre ce vorbim atunci când Dumnezeu spune Iahve, eu sunt cel ce sunt. Oameni buni, mergeți înapoi pe dominoul vostru, pe efectul vostru din tată, eu știu, bunic, străbunic și așa mai departe. Mergeți până la Adam, încercați, vedeți cum e cu dominoul, cine a făcut, cine a făcut Calea Lactee, cine a făcut celelalte galaxii. Mergeți mai departe, mergeți mai departe. Toate astea merg în sens de domino. E ok, puteți să faceți lucrul ăsta. Dar la un moment dat veți ajunge la ultima piesă. Și acolo e frumos. Și acolo e frumos. Că de acolo începe Iahve. Eu sunt cel ce sunt. Nu nimicul. Să fie limpede. Nu nimicul. Că am fost învățați filozofic să credem că e nimicul. O absurditate mai mare nu se poate. Repet, după ultima plăcuță începe Iahve. Acum, nu știu cum ar trebui să vorbesc, dar vă dați seama ce înseamnă eu sunt cel ce sunt m-a trimis la voi. Da? Repet, pentru că vreau neapărat să mergeți cu mine. În Exodul îi spune Dumnezeu lui Moise, auzi când te duci la poporul ăsta, Exodul 3 cu 14, să le spui așa, cel ce se numește eu sunt m-a trimis la voi. Cu alte cuvinte, eu sunt cel ce sunt m-a trimis la voi. Ce rost are trimiterea asta? Ce rost are dialogul ăsta? M-a trimis? Dar atunci când se întâmplă Emanuel, când spune că Dumnezeu s-a trimis pe sine însuși ca să ajungă la mine. Că și asta este o altă problemă. Știți, noi mergem și încercăm să găsim componentele sau componenta originală și universală a tot ceea ce există. Asta a fost gândirea filozofilor dintotdeauna, de pe vremea presocraticilor, care au descoperit sau au lansat noțiunea de atom, și anume indivizibil. Și i-au mers, au zis, dom'le, la baza tuturor lucrurilor trebuie să fie ceva comun tuturor lucrurilor. Și acel ceva nu poate să fie tăiat, împărțit, divizat mai departe. Și după ideea aceasta s-au condus oamenii filozofici, filozofii și oamenii de știință, când au început să caute și au vrut să descopere această particulă imposibil de tăiat mai departe. Și când au ajuns la ea și au tăiat-o, știți ce s-a întâmplat? Au tăiat atomul, l-au rupt. Știți ce s-a întâmplat? S-a transformat materia în energie. A avut loc o explozie. Se așteptau ca să taie mai departe. Și când au tăiat, a avut mare explozie atomică. Este o tendință a noastră de a căuta sursa. Așa s-a întâmplat și în înțelegerea noastră. Am tot căutat să vedem. Uite, vreau să vă întreb. Pe pământ există regn animal, există omul, regnul vegetal. De ce omul n-a crezut următorul lucru, și anume să creadă că există un creator pentru regnul animal, un alt creator pentru regnul vegetal și un alt creator pentru om? Doar ca exemplu zic. De ce n-a zis există trei creatori? De ce a zis există unul? Că putea să gândească și așa. Că până la urmă, zeii ăia mulți, cu asta se ocupau.
Și răspunsul e tare frumos. Pentru că, eu știu, creațiunea asta arată că nu este separată. Creațiunea asta se leagă. Lumea vegetală trăiește pentru lumea animală. Lumea vegetală și lumea animală trăiește pentru ființa umană. Că resursele acestei materii nu sunt puse în pământ doar de dragul de a fi puse, ci ele sunt puse la dispoziția unor nevoi pe care noi le avem, astfel încât pământul, planeta, a fost până la urmă înțeleasă și concepută ca fiind una. Și au zis, aici nu sunt mai multe, aici e unu. Cine a creat acest unu? Și apoi s-a uitat la univers și a zis, bine, bine, dar poate că există un creator pentru pământ, altul pentru Calea Lactee, altul pentru... Nu, nu, nu. Mergând pe aceeași linie de gândire, au zis, universul ăsta are legătură. Universul ăsta nu sunt milioane de lucruri separate. Universul ăsta este unul. Și de-aia au mers mai departe, în spate, și au căutat în spatele acestui unu, cine există, cine este. Tu zici despre Dumnezeu că este unul și bine ziceți, spune Iacov. Dar și demonii spun asta și se înfioară. Deci este o cunoștință universală și la nivelul îngerilor și la nivelul demonilor. Unitatea asta. Și așa am ajuns la concluzia că, dincolo de ultima plăcuță, am căutat pe unul. Și spre surprinderea noastră, când l-am descoperit, am descoperit că acel unul e complex. E complex. Și că în acel unul sunt trei. Și unii au zis, dacă sunt trei, înseamnă că nu mai e unul. Ba nu, era unul. Pentru că în momentul în care ai dori să-i rupi, ai inventat moartea. Iisus Hristos a murit pe cruce datorită faptului că a fost despărțit de Tatăl. De Tatăl. Nu poți să-i rupi. Este o unitate complexă. Unii au zis, păi da, atunci s-ar putea întâmpla ca să fie tot unul și să se manifeste în diferite ipostaze. Odată ca Dumnezeu care guvernează universul. Cu toate astea, în timp ce Emanuel era aici la noi și călca pe pietrele ascuțite ale pământului nostru și se împungea cu spinii și pălămida noastră, în timp ce era aici, pe tronul universului, Dumnezeu guverna întreaga existență. Nu este unul în două ipostaze. Sunt două existențe care se află, una pe pământ și alta undeva. Iertați-mă, în marele laborator de conducere a întregului univers. O unitate complexă. Când Tatăl l-a trimis pe Fiul spre mine, Tatăl nu s-a trimis pe sine. Tatăl l-a trimis pe Iisus. Haideți să citim. Mai sunt puține minute. Vă voi invita în Evrei, capitolul 1. Aici este
Apostolul Pavel ne face un serviciu extraordinar. Apostolul Pavel culege crâmpeie de istorie veșnică. Culege, dacă vreți dumneavoastră, fraze dintr-un proces verbal, în ghilimele, ceresc, în care Tatăl și Domnul Iisus Hristos dialoghează în legătură cu momentul acesta numit Emanuel. De la versetul 5. Căci căruia dintre îngeri a zis el vreodată, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, și iarăși eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. A spus asta la vreunul dintre îngeri? Înseamnă că îngerii sunt în afara zonei aceleia de tot, de absolut, în care e Dumnezeu. Îngerii fac și ei parte din dominoul creațiunii. Înseamnă că el este undeva deasupra lor. Știți pe cineva care e deasupra îngerilor? Mai este ceva deasupra îngerilor? E Dumnezeu și atât. Între Dumnezeu și înger nu mai există poziții intermediare. Versetul 6. Și când duce iarăși în lume pe cel întâi născut. O să stai puțin. Când îl duce, de unde îl duce? Că nu zice când îl naște, ci zice când îl duce. Cu alte cuvinte, când îl aduce în lume. De unde îl aduce? Este cert că existența sa este înainte de momentul aducerii. Și îl aduce în lume. Îl transferă în lume. Îl duce din punctul A în punctul B. Este o călătorie. Ascendentă sau descendentă? Descendentă. De la totul totului tot până la mine. Și când duce iarăși în lume pe cel întâi născut, zice, toți îngerii lui Dumnezeu să se închine. Deci în momentul în care Domnul Iisus Hristos este la Betleem, este născut, ce fac îngerii? Se închină. Din ce cauză? Că era om. Se închină îngerii unui om? Ați întâlnit asta vreodată? Nu. Și atunci de ce se închină? Pentru că el rămâne ceea ce a fost. El este adus din punctul A în punctul B, dar este același care rămâne ceea ce a fost în punctul A, este și în punctul B. Mulțumesc. Apoi despre îngeri zice, din vânturi face. Îngerii sunt făcuți. Îngerii sunt rezultatul puterii creatoare a lui Dumnezeu. Face îngerii ai lui și dintr-o flacără de foc slujitorii lui, pe când, de remarcat aici, angelos înseamnă trimis. Nu înseamnă neapărat o categorie existențială pe scala universului. Este un trimis al lui Dumnezeu. Îngerii sunt trimiși ai lui Dumnezeu. Din cauza asta, ei sunt slujitori ai lui Dumnezeu. Pe când fiul lui i-a zis, tu stai pe scaun de domnie. Ce fel de scaun de domnie? Scaunul tău de domnie, spuneți, Dumnezeule. Și iată că fiul este văzut aici ca fiind Dumnezeu. Îi se adresează, cine vorbește cu Domnul Iisus Hristos aici? Tatăl. Raportul verbal, procesul verbal, surprinde momente când în sfatul păcii tatăl vorbea cu fiul și spunea tatăl Domnului Iisus Hristos, Dumnezeule! Înțelegeți ceva? Nu. Păi dacă n-am înțeles la început, când am vorbit de 10 la puterea 27, cum să înțeleg acum când vorbește Dumnezeu cu Dumnezeu? O unitate complexă. Dumnezeul tău, de aceea Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns.
Ce frumos. E plural, nu se poate. Un Dumnezeu vorbește cu alt Dumnezeu și în timp ce se întâmplă lucrul acesta, niciun Dumnezeu nu este mai jos decât celălalt Dumnezeu. Nu. Niciunul nu cade, niciunul nu se diminuează, ci în sânul aceleiași unități a dumnezeirii are loc un dialog veșnic în legătură cu mine și cu coborârea lui Iisus Hristos la nivelul meu. De aceea, Dumnezeule, te-a uns. Oh, cu ce l-a uns? Pe cine l-a uns? Hai să începem cu pe cine? Pe Domnul Iisus. Cu ce l-a uns? Cu un delemn de bucurie, spune aici. Când îl ungi pe cineva, înseamnă că îi dai un titlu. Îi dai o funcție. Îi dai funcție regală, îi dai funcție preoțească, îi dai o funcție. Ce i-a dat? Spune mai departe, mai devreme, în versetul 4, a moștenit un nume mai presus decât al lor. Cu alte cuvinte, el primește un nume. Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, primește un nume din partea lui Dumnezeu Tatăl. Care este numele? Care este numele? Versetul 2, la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul. Așa zice Pavel aici, este singurul nume prin care îl identifică pe Domnul Iisus Hristos. Este prea frumos aproape. Și acum dați-mi voie să deschid o altă carte și voi încheia cu câteva citate din cartea Hristos, Lumina Lumii, care pentru mine sunt excepționale. M-am răzgândit, eu am voie, da? Vreau să citesc cu dumneavoastră și versetele 10 la 12. Și iarăși la început, Tu, Doamne, ai întemeiat pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale. Asta e vorba despre dominoul nostru. Dominoul nostru. Ele vor pieri, dar Tu rămâi. Toate se vor învechi ca o haină. Le vei face sul ca pe o manta. Vor fi schimbate, dar Tu ești același și anii Tăi nu se vor sfârși. Frații mei, apropiați-vă de Dumnezeu ca de un alt univers. Ăștia de acum mai deștepți folosesc cuvinte de meta-univers, chestii de felul ăsta. Ceva de felul ăsta. Apropiați-vă de Dumnezeu ca ceva care efectiv ne depășește și întrebați-vă, Doamne, ai venit la mine? Ai venit la noi? Pagina 16. Sacrificiul de coborâre a Domnului Iisus Hristos până la noi a fost un sacrificiu de bunăvoie. L-a împins Tatăl? L-a forțat Tatăl? Foarte interesant, Domnul Iisus Hristos la un moment dat spune: eu îmi dau viața ca iară să o iau. Nimeni nu mi-o ia cu sila. Iar în altă parte spune: aceasta a fost porunca primită de la Tatăl meu. Care a fost porunca? Ca să-și dea viața. Dacă vrei, bine. Dacă nu, nu. Porunca a fost: ești liber. Porunca Tatălui pentru Domnul Iisus Hristos a fost asta: ești liber. Continui. Iisus ar fi putut rămâne alături de Tatăl. Ar fi putut păstra gloria cerească, închinarea îngerilor, dar El a ales să dea înapoi sceptrul în mâinile Tatălui. Vedeți scena? O vedeți? O vizualizați? Domnul Iisus Hristos care ia sceptrul și îl dă înapoi în mâinile Tatălui și spune: Tată, ia-tu sceptrul meu. Și tu? Și să coboare de pe tronul Universului
De acum, pe tronul Universului, să știți că nu sunt mai multe tronuri. Nu sunt, Iisus Hristos n-are tronul lui, Tatăl are tronul lui. Pe același tron stă Domnul Iisus Hristos, stă Tatăl, pe același tron funcționează Duhul Sfânt. Același tron. Să coboare de pe tronul Universului ca să poată aduce lumină celor cuprinși de întuneric și viață celor ce pierd. Dragii mei, războiul din cer a putut să înceapă numai în momentul ăsta. Nu înainte. Câte vreme Domnul Iisus Hristos a stat pe tron alături de Tatăl, războiul n-a putut să înceapă pentru că lucrurile erau clare. Când Domnul Iisus Hristos însă a început să coboare de pe tronul Tatălui și să devină, să fie Fiul al lui Dumnezeu, una cu celelalte, atunci Satan a început sau a putut să înceapă războiul, oferind sugestii de tipul ăsta. Pe cine stă pe tronul Tatălui? El care este una cu noi? Fiul lui Dumnezeu, pentru că și eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Și în momentul acela, pentru că, încă o dată, repet, și Satan avea numirea de Fiul al lui Dumnezeu, nu? Fiul al zorilor. Și în momentul acela el a zis, dacă tot e spațiu liber, nu mă pot urca? Eu? Și atunci a început ascensiunea lui. Dorința lui după ascensiune. Atunci a început războiul. Atunci. Smerenia Domnului Iisus Hristos a fost interpretată cel mai defectuos de către Satan. Și smerenia este interpretată cel mai defectuos până în ziua de astăzi. De ce noi nouă nu ne place smerenia? Datorită percepției noastre. De dorit ar fi că atunci când venim la biserică să venim în forma în care dăm slavă numai lui Dumnezeu, iar noi ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Hristos, Lumina Lumii, în ediția aceasta, pagina 18, spune așa. După cum marele preot punea la o parte strălucitoarele sale veșminte preoțești în ziua ispășirii sau de Yom Kippur și slujea în îmbrăcămintea de pânză albă a preotului obișnuit, deci rețineți, în ziua de Yom Kippur, marele preot intra în sanctuar îmbrăcat ca un preot obișnuit. În pânză albă, pieptarul cu modelele respective, toată slava marelui preot era pusă la o parte, iar marele preot intra și făcea slujbă în veșmintele preotului obișnuit. Tot așa și Hristos a luat înfățișarea de serv și a adus sacrificiul, el însuși fiind preotul, fiind și jertfa. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el. Și atât pe Iisus Hristos, în veșmintele obișnuite. Încă o dată, această obișnuință manifestată, acest comun manifestat în viața Domnului Iisus Hristos, i-au dat loc și voie lui Lucifer, îngerul numărul 1 în autoritate, să zică pe înseamnă că și eu pot să urc. Și a apărut gândul acela, voi fi ca Dumnezeu, mă voi sui pe muntele celui prea înalt. Și în timp ce Lucifer dădea din coate ca să urce, Domnul Iisus Hristos cobora. Asta este diferența în natură. Ce am moștenit? Tendința spre urcare sau tendința spre coborâre? Smerenie sau mândrie? Vă rog frumos, rețineți, la biserică, când ne întâlnim cu Dumnezeu, aduceți veșmintele preotului de rând.
Nu veniți cu podoabele preotului sau marelui preot. Nu veniți cu podoabele dumneavoastră. Veniți ca să se vadă Hristos, nu ca să ne vedem noi. Veniți ca gloria să fie a Lui, nu a strălucirilor mele. Poate că aveți multe, lăsați-le acasă. Poate că sunt frumoase, lăsați-le acasă. Veniți cu un duh smerit, care este podoaba singură pe care Dumnezeu o poate înțelege. Emanuel este un moment de uluire. Nașterea Domnului Iisus Hristos în mizeria lumii noastre este imposibil de înțeles. Un singur lucru. Poate că ne vom uimi. Un singur lucru se poate, să zici, nu înțeleg, dar e prea frumos. Nu înțeleg, dar este prea mare. Nu înțeleg, dar este extraordinar. Și uite așa, dragii noștri și dragii mei, lumea a fost vindecată printr-o asemenea viziune, printr-o asemenea realitate. Lumea a fost vindecată și o nouă putere și un nou bagaj de har a fost dat omenirii întregi. Pentru că sub această idee s-a născut fericirea umană, sub această idee s-a născut iertarea umană, omul a putut să ierte, sub această idee s-a născut ideea de desăvârșire sau de neprihănire cu care omul trăiește astăzi și spre care omul aspiră astăzi, pentru că odată cu Evanghelia a fost adusă neprihănirea cea veșnică în rândul nostru. Păstrați această imagine înaintea ochilor dumneavoastră, această imagine care smerește orice urmă de glorie omenească și care înalță până la infinit iubirea lui Dumnezeu. Stăm față în față cu o minune. Dragii mei, nu înțelegem. Vă rog frumos, experimentați-o. Veniți, vedeți și gustați ce bun este Domnul. Nu există altceva de zilele astea de nașterea Domnului Iisus Hristos, că nu-mi place să zic Crăciun. Nu există nimic altceva decât această chemare la o minune. Și nu lăsați minunea afară. Nu lăsați minunea nici măcar atârnată de pom, de braz și așa mai departe. Aduceți minunea înăuntru. Faceți să aibă loc nașterea lui Iisus Hristos sau aducerea lui din punctul A în inima dumneavoastră. Aduceți-l prin Duhul Sfânt, prin credință. Domnul să facă această minune. Amin. Fii mărit, Părinte. Fii lăudat pentru minunea care ai pus-o înaintea ochilor noștri și la care ne-ai făcut martori pe toți. Minunea unei iubiri infinite, materializată, Doamne, în momentul acela unic, veșnic, fără margini, numit Emanuel. Momentul acela care va uimi universul în veșnicia lui și în același timp care ne va lega pe noi de cer pentru totdeauna. Fă, Doamne, să înțelegem că legătura asta este atât de puternică încât putem să fim salvați toți, niciunul să nu piară, ci toți să aibă acces la mântuirea Ta. Ajută-ne să înțelegem, Doamne, că refuzul la această mântuire este tot atât de puternic precum și intervenția Ta, puterea Ta de a salva lumea. Fă, Doamne, să
Să înțelegem, Doamne, forța acestei respingeri. Să o respingem și să îmbrățișăm mântuirea Ta cu toată ființa noastră. Lucrează, Doamne, împotriva firii noastre vechi, care ne-a legat de pământul acesta și care ne ține robi a acestei lumi. Naște-te în noi încă o dată și să fim și să rămânem legați de cerul Tău pentru totdeauna. Prin Domnul Iisus, te rugăm.